Colectarea selectivă reprezintă un pas extrem de important pentru o comunitate modernă. De aceea, primarul Marius Creciu a demarat o campanie de conștientizare a celor mai mici locuitori ai municipiului Drobeta-Turnu-Severin, în ceea ce privește curățenia și cum putem avea cu toții grijă de mediul înconjurător. Doamna director, primăria a început o campanie de conștientizare a cetățenilor. Începem cu cei mai mici cetățeni astăzi, o campanie de colectare selectivă, să încercăm să ținem un oraș mai curat, să sprijinim primăria, pentru că avem nevoie în acest moment ca oamenii să conștientizeze că trebuie să pună sticlă la sticlă, metal la metal, hârtie la hârtie. Plătim foarte mulți bani către Ministerul Mediului din cauza faptului că nu reușim să colectăm selectiv. Și vă rog să ne dați voie astăzi să le dăm celor mai mici materiale, pentru că de multe ori ei sunt primii care pot să-i tragă pe părinții de mână. Una dintre cele mai acute probleme legate de protecția mediului, atât pentru România cât și pentru celelalte țări, este reprezentată de generarea deșeurilor în cantități mari și gestiunea necorespunzătoare a acestora. De mai bine de un an, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, operatorul de salubritate este în strânsă colaborare cu primăria, implicându-se în conștientizarea populației pentru a colecta selectiv deșeurile. Astăzi, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a demarat o campanie în școlile din municipiu, prin care le-a împărțit elevilor pliante și orare, explicându-le celor mici importanța colectării selective. Hârtia la hârtie, metalul la metal, sticla la sticlă, voi colectați așa, selectiv, da, puneți da, deoparte. Da. Bravo, bravo. Și aici, în această cărticică, aveți exact pașii pe care trebuie să-i faceți, ca lucrurile să meargă. Trebuie să păstrăm un oraș curat, să păstrăm o țară curată și e și de datoria noastră. Și a noastră, dar și a voastră. Sunteți de acord? Da! Bravo! Primarul Marius Creciu a acordat o importanță deosebită implementării și realizării activității de colectare selectivă și a posibilităților de reducere a cantităților de deșeuri depozitate pentru protejarea mediului și îmbunătățirea calității aerului. Iar astăzi a fost prezent la Școala Generală numărul 2 Alice Voinescu din municipiu pentru a discuta cu elevii. E o campanie inițiată de primărie. O campanie în care încercăm să conștientizăm severinenii și am început cu cei mai mici dintre ei să selecteze colectiv. Este important din mai multe puncte de vedere. Aș enumera faptul că păstrăm un oraș curat, păstrăm o țară curată și un aspect ce ne dore pe noi primăria este legat de faptul că în funcție de procentul de colectare selectivă primim sau nu primim corecție de la Ministerul Mediului. Aici vorbim de bani pe care primăria ar trebui să-i dea din cauza faptului că nu se colectează selectiv. Pe această cale fac un apel către severineni. Noi am pus de-a lungul timpului pubele unde ar trebui să se colecteze. Din păcate, oamenii vin și aruncă totul la oaltă grămadă, inclusiv resturi menajere și nu mai îndeplinim condițiile cerute de Ministerul Mediului. E o campanie care va continua, o campanie pe care o vom face mult timp de acum încolo și sperăm că ea va ajunge la un punct care să ne mulțumească pe toți și pe primărie, dar și cetățenii. Conducerea instituției de învățământ este extrem de încântată de această inițiativă, copiii la rândul lor fiind receptivi la astfel de activități. Ne bucurăm că astăzi se desfășoară astfel de activitate cu sprijinul primăriei în școala noastră. Copiii noștri sunt foarte receptivi la astfel de activități. Nu este o noutate, mulți dintre ei făceau aceste lucruri în familiile lor, dar este important că atunci când vin și povestesc după o vacanță minunată petrecută într-o altă țară europeană, unde au fost impresionați de curățenie, să știe că ei pot contribui la această curățenie colectând selectiv. Această activitate sprijină conștientizarea importanței acestui lucru și transmiterii lor mai departe, fiind un exemplu în familiile lor.
Elevii sunt încântați de această inițiativă, fiind conștienți că fiecare dintre noi poate colecta selectiv. Chiar este indicat să ne implicăm personal în această activitate și să învățăm să aruncăm deșeurile în recipientele destinate fiecărui tip de gunoi. Înseamnă să colectezi selectiv mai mult? Să ordonăm gunoaiele după felul în care sunt. Da, da. E la hârtie, sticlă la sticlă? Da, după cum sunt făcute. Cum se pare această inițiativă din partea domnului primar? Este una foarte bună. Vă ajută orașul să fie mult mai curat. Acum înainte vei colecta selectiv sau poate ai început deja? Am început de foarte mult timp fac chestia asta. Deci să-l avem grijă și noi de natură. Da. Mie îmi place că facem orașul nostru mai curat și mai frumos, pentru că, da, poluăm și orașul nostru cu gunoaiele și nu-mi place. Acum înainte vei colecta selectiv sau poate le vei spune și prietenilor tăi? Da, le-aș spune și poate aș și strânge gunoiul selectiv. Ce înseamnă această colectare selectivă? Să ordonăm corect gunoaiele și să protejăm mai bine natura. Faci asta de ceva timp? Da. Le ordonez cum trebuie și așa reușim să avem o țară mai curată și un oraș mai curat. Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, împreună cu separarea și procesarea unora dintre componentele deșeurilor. Există nenumărate beneficii pe care acest proces le aduce comunității și planetei.